Asluieni nu pot juca Comantinu, Antal în 2, Zmeu, Zburlea și Tenvangera. Lipsește de la Petrolul Laurențiu Marinescu, un jucător important, el este suspendat după cartonașul galben pe care l-a primit etapa trecută. De asemenea, este accidentat și Cojognan, iată și pe tânărul antrenor al Lupilor Galbeni, Cosmin Contra, cel care l-a înfruntat o singură dată până acum pe Viorel Hizo din postura de tehnician. Se întâmpla în 2010, un meci Poli Timișoara FC Vaslui, 2-1. Iată pe experimentatul Viorel Hizo, cel care l-a avut cu mulți ani în urmă, elev pe Cosmin Contra la Dinamo. Are foarte multe meciuri ca tehnician în Liga 1, Viorel Hizo. Evident, diferență mare la acest capitol al experienței, diferență în favoarea lui Viorel Hizo, dar până acum Cosmin Contra ca antrenor a avut rezultate foarte bune, o singură înfrângere. Să nu uităm, la Timișoara a fost neînvins, a pierdut cu Petrolul la Mediaș. Începe în acest moment derbiul dintre Petrolul Ploiești și FC Vaslui. Să vă spun repede și rezervele celor două echipe. Pentru Petrolul, Hamutovski, Geraldo, Grecu, Sesinia, Cristescu, Oprița și Hamza. Revin așadar Hamza și Geraldo. Cei doi au fost o bună perioadă de timp indisponibili din cauza problemelor medicale. Pe cealaltă bancă, Straton, Walter Hale, Ervin Siga, doi jucători aduși de la Satu Mare de FC Vaslui, Haralambus Varga, Cordo și Buhăescu. Buhăescu este omul care a adus promovarea Petrolului atunci când a marcat un gol important într-o partidă cu CSM în Râmnicu Vâlcea. Cântă superb galeria Petrolului. O minge acum în adâncime pentru Gigu Grozav. O ieșire a lui Cerniauska, asiată-l pe golkeeperul în vârstă de 23 de ani, omul care ia locul lui Dani Coman. Grozav, autor a 5 goluri până acum în Liga 1 în acest sezon. O combinație reușită, minge pentru Stanciu, a încrucișat cu Jumisei. Stanciu se apropie de careu, este faultat, lovitură liberă și cartonaș galben pe care îl încasează Adrian Cristea. În tur Cristea a fost eliminat. Iată intervenția de la spate a lui Cristea, care îl atinge pe Nicușor Stanciu. Sezonul trecut marca un gol fabulos la cealaltă poartă Nicușor Stanciu pe acest teren. Poate fi o primă fază periculoasă la poarta Petrolului. Să vedem dacă va executa cu piciorul stâng Sălăgeanu, fostul jucător al Oțelului. Bate destul de bine fazele fixe. Nu a marcat în acest sezon, 29 de ani are Sălăgeanu. În apropierea balonului și Sân Mărtean, trage Sălăgeanu, o face însă în zid. Răsuflă ușurați fanii Petrolului și o minge foarte înaltă, lansată de Milano. Balonul cade pe plasa lui Mircea Bornescu. Se pregătește să degajeze Bornescu, face semn lui Galamaz, ar fi vrut să trimită aproape Bornescu. Minge care ajunge în terenul advers, o preluare a lui Bochila este faultată, lovitură liberă pentru prahoveni. Bochila este unul dintre golgheterii Petrolului, are 6 goluri, la fel ca și Iunes Hamza. Hamza care a început exploziv acest sezon cu un hat-trick în poarta Ceahlăului, apoi s-a accidentat, spuneam, a fost indisponibil, revine acum pe banca de rezerve. Să vedem dacă își va face apariția în repriza secundă. Iunes Hamza, foarte iubit de fanii Petrolului, Hamza, Grozav, poate șuta, o face Grozav, blocajul lui Celebaminga, mingea recușează la Bugema, ratează execuția, mijlocașul francez, oricum aplauze pentru această acțiune a Petrolului. Bugema cu 3 goluri până acum în Liga 1, în actuala ediție de campionat. Sunt și aproximativ 50 de suporteri veniți de la Vaslui. Iată în imagine, greu să se facă auziți, însă aici în infernul de pe Ilie Oană, Manase,
Trimite în față până la Gigu Grozama, a încercat să șteargă balonul cu capul internaționalul Petrolului. Milanov îi pasează acea minge lui Tucura. Recuperarea lui Gigu Grozav într-un gol cu Nicușor Stanciu, doi fotbaliști tineri foarte talentați din campionatul României. Acesta este fundașul dreapta, Achim. Continuă cursa, Achim poate centra, o face pentru Bochila. O minge respinsă însă de Tucura. 24 de ani are mijlocașul central nigerian Tucura. Are o talie bună formația lui Viorel Chizo, jucători excelenți în spațiul aerian. Jumise, Tucura, Nicolae, Varela, de asemenea Celeban, fundașul golgheter, polonezul Celeban, a marcat până acum 4 goluri. Ugema joacă în dreapta până la Achim. Reprimește optarul Petrolului. Greșește pasa, s-a așteptat ca în acea zonă să apară Adrian Cristea, era departe însă de carul Petrolului. Nu reușește să îndepărteze pericolul Sălăgeanu. Va fi totuși un aut de poartă pentru FC Vaslui. Viorel Chizo spunea înainte acestei întâlniri, ne așteaptă un meci dificil cu o echipă care joacă foarte bine acasă și scrie multe goluri. Avea o misiune complicată. Se temea de condițiile meteorologice Viorel Chizo. Spunea Jumise n-a jucat niciodată pe zăpadă. La fel Tucura și Caue, într-adevăr fotbaliști care nu sunt obișnuiți cu temperaturile scăzute care se înregistrează în această perioadă în România. A pierdut mingea Cristea, nu poate recupera nici Grozav. A fost apoi intervenția lui Mustivar. Pune balonul jos, Cristea lazează acum pe Bochila. Bochila! Un șut foarte slab dintr-o poziție bună a lui Bochila. Excelent servit de Adrian Cristea. Poziție regulamentară în care se afla Bochila. A vrut să rupă poarta de acolo. A căutat un șut în forță. Bochila trage bine și cu stângul și cu dreptul în partida contra Concordiei. În cupă a marcat un gol cu stângul, unul cu dreptul. Are 24 de ani, vârful Petrolului. Este născut în Congo. Pase, ce bine se descurcă. Cu mult calm îi pasează capitanului Sonny Mustivar. Urmează apoi degajarea brazilianului Guilherme Bugema. Face o așezare pentru Adrian Cristea. Ajută în dreapta Achim. O pasă care l-a vizat acum pe Jeremy Bochila. Clar în startul acestei partide posesia este în favoarea Petrolului. Formație redutabilă pe teren propriu. A pierdut un singur meci, acel eșec cu Steaua. Este echipa care a primit cele mai puține goluri acasă, doar 3 până acum. E firesc ca Petrolul să joace ofensiv pe acest teren cu un asemenea public în spate. Oamenii împing pur și simplu spre poarta adversă pe jucătorii lui Cosmin Contra. Repune Cerni Auscas. A sărit Jumise cu Hoban. Hoban, cel care a marcat în etapa trecută un gol de la 35 de metri. A fost o mare eroare a portarului Ceahlăului Miron. 2-0 victorie pentru Petrolul. Celălalt gol înscris de Bochila. Vaslui a bătut Rapidul 1-0 cu reușita lui Jumise. Faultat acum Ovidiu Hoban. O intervenție neregulamentară a lui Lucian Sânmărtean. Are 4 goluri Sânmărtean. Nu cred că a atins mingea de 2 ori în primele 7 minute ale acestei partide. Adrian Cristea se pregătește să execute această lovitură liberă. A deplasat mulți fotbaliști Petrolul în preajma careului advers. Vine centrarea lui Adrian Cristea. Minge direct în brațele lui Cerni Auscas, portar înalt. Cerni Auscas degajează precis către Nicușor Stanciu. Mingea îl depășește pe decarul Vaslui. A respins cu capul Achim. Se retrage Gicu Grozav. Întoarce mingea lui Guilherme, fostul jucător al Concordiei. Sprintează după acest balon Bochila. Un contact cu Celeban. A
lăsat jocul să continue. Sebastian Colțescu se resimte, însă Bochila pare să fie ceva destul de serios pentru vârful Găzarilor. În suferință, Jeremy Bochila. Are nevoie de îngrijiri medicale. Aceasta este una dintre cele mai frumoase galerii din România, Galeria Petrolului. Iată faza. Cred că a fost călcat pe gleznă Bochila de Celeban, dar consider că nu a existat intenție în gestul polonezului. Pur și simplu a avut ghinion Jeremy Bochila. Scos la marginea terenului. Primește în continuare grijiri medicale undeva la nivelul genunchiului Bochila. Cosmin Contra se interesează de starea de sănătate a fotbalistului său. Dar cred că va reveni pe teren Bochila. Într-adevăr este apt. Primește Caue. Foarte retras brazilianul de 23 de ani. A anticipat Manase. O minge care era cât pe ce să ajungă în posesia lui Marius Nicolae, unul dintre golgheterii campionatului. Nicolae are 11 goluri. Milanov pentru Nicolae, s-a uitat în spate, acolo se află Caue, mută jocul în stânga la Lucian Sânmărtean. Sălăgeanu, Sânmărtean, verticalizare, minge deviată până la Caue. Nu a mai putut continua însă această acțiune sud-americanul. Repune Milanov. Aici cred că s-au încurcat reciproc Nicolae și Caue. A fost o lipsă de comunicare. Ierme până la Gicu Grozav. Prea culatul, protejează. Un duel cu Milanov. Se s-a atacat și de Stagiu. Bochila. Bochila a ținut de minge foarte bine. A fost faultat. Ușor Stanciu primește un avertisment verbal din partea lui Sebastian Colțescu. Acesta este faultul lui Celeban la Bochila. Execută în diagonală Ghierme spre Bugema. Respinge puternicul Varela. Sălăgeanu primind de la Sânmărtean. Cerea apoi în profunzime Jumise. Este din nou posesia Petrolului. Hakim pasă cam în spate pentru Cristea și se naște un contraatac al Vasluiului. Urcă în dreapta Milanov, l-are acolo și pe Stanciu, dar se regrupează în defensivă Petrolul. Stanciu minge în centru la Jumisel, a văzut în partea stângă pe Sânmărtean. Bugema lasă mingea să cadă. N-a judecat corect această fază Bugema. Lucian Sânmărtean centrează până la Stanciu, controlează bine cu pieptul. Nicușor Stanciu agățat de Gicu Grozav și este încă o lovitură liberă din preajma careului pentru moldoveni. Minutul 13. Da, este un fault evident al lui Grozav. Lovește în piciorul stâng pe Nicușor Stanciu. O imprudență. Nicolae, Stanciu și Sânmărtean lângă minge. Ar putea încerca un șut direct spre poartă Marius Nicolae. În general trage tare, nu are neapărat execuții tehnice ăstul dinamovist. Se inserează în zid și Celeban, încercând probabil să creeze o breșă. Stanciu, era o execuție complicată aceasta la colțul scurt, încurajat de Marius Nicolae. Nicușor Stanciu
De trei ori s-au întâlnit în Liga 1 aceste formații. Prima dată s-a întâmplat în iulie 2011, a fost în FC Vaslui Petrolul 0-0. Tot Viorel Hizo era pe banca moldovenilor. Petrolul, antrenată de Vivi Răchită. În martie acest an a fost un Petrolul FC Vaslui 1-2. Atacă acum Hoban, Ovidiu Hoban pentru Bugema, în zona acoperită însă de Sălăgeanu. Sebastian Achim joacă din prima. Cristea Varela convinge pentru această prelungire a lui Marius Nicolae, nu e fault. Fusese controlat Nicolae de George Galamaz. Bugema prea bine, este întâmpinat de Sălăgeanu. Bugema a venit la dublaj și Lucian Sânmărtean. Încă un out. Cinci victorii până acum pe teren propriu pentru Petrolul în acest sezon. Mustivar a fost foarte bine închis în interiorul careului. Iată pe capitanul petrolist, Sony Mustivar. Mijlocaș care face bine în ambele faze. Varela este cel care l-a stopat la această fază pe Sony Mustivar. Spuneam 5 victorii acasă pentru Petrolul, 5-0 cu Ceahlăul, 2-1 cu Oțelul, 4-0 cu Pandurii, 1-0 cu Severin și 2-0 cu Universitatea Cluj, 2 remize, 0-0 cu Rapici, 0-0 cu Chiajna, înfrângerea de care pomeneam, 1-2 cu Steaua, Adrian Cristea, Ovidiu Hoban, Hoban poate șuta cu dreptul, mingea lizbește pe Celeban, se cere lovitură de la 11 metri pentru un posibil hands al polonezului. Protestează vehement publicul petrolist. E posibil ca mingea să se fi dus într-adevăr în mâna lui Celeban. Cristea a urcat în terenul advers Manase. Grozav. Manase îi trimite lui George Galamaz. Se arată la pasă Sony Mustivar. Foarte scurtă echipa Vasluiului în aceste momente. A depășit primul sfert de oră. Rămâne 0-0 Petrolul FC Vaslui. Manase a sprintat în stânga, Grozav. Îl evită Manase pe Nicușor Stanciu. O posesie prelungită a Petrolului, dar nu reușește să facă și progresie băieții lui Cosmin Contra. Achim, Cristea, Bugema, Sony Mustivar ar putea centra de acolo, face, mingea este deviată în corner. Iată șutul lui Hoban. Își ferește brațul Celeban. Nu are intenție să joace acea minge cu mâna. Da, e o fază pe marginea căreia se poate discuta, dar, repet, nu cred că a existat intenție. Bine centrarea de la colțul terenului. Milanov și din nou aruncare de la margine pentru Petrolul. Sony Mustivar pierde duelul cu Milanov. Celeban își înalță minge, apoi degajează direct în tribune. Respinge acum cu capul Tucura. Puține pase totuși leagă Vasluiul. O echipă croită mai degrabă în această seară pentru un joc de contraatac. Centrarea lui Guilherme, lovitură de cap moale a lui Grozav. Nu sunt probleme pentru Cerniauskas. N-a reușit să imprime forța acestui balon. Gicu Grozav, o centrare înaltă. A
avea și doi adversari lângă el. Grozav. Sunt Mărtean, Sălăgeanu centrează pe jos, destul de modest Adrian Sălăgeanu. Tot el lovește balonul, apare însă Sebastian Achim. Frumoasă această preluare a lui Cristea și este cartonaș galben pentru Tucura. Cristea îl depășise din preluare pe mijlocașul nigerian. Iată, superbă atingerea de balon a lui Adrian Cristea. Al doilea galben al partidei, după cel încasat în startul meciului de Cristea. Manase, balon în profunzime pentru Grozav. Varela Sălăgeanu a plecat ca UE. În fața sa este Sony Mustivar. S-au auzit puțin și fanii vasluieni, imediat acoperiți de suporterii Petrolului. Milanov, pressingul lui Grozav. Patru oameni are Petrolul în terenul advers. Atacul se mută în stânga pentru vasluieni, diagonala lui Sălăgeanu. Să vedem dacă ajunge la această minge Stanciu. Nu, a fost și un fault asupra lui Ghierme. A lovit într-adevăr în picior Stanciu pe Ghierme. Oricum nu mai avea nicio șansă să ajungă la acea minge Nicușor Stanciu. Petrolul are o medie de 11.800 de spectatori la meciurile de acasă, fiind pe locul 2 la acest capitol în Liga 1. Lovește primul mingea cu capul Bochila. Duelul cu Varela. Bochila în tușă, centrează și va fi aruncare de la margine. Încă o dată execuția lui Hoban. Își retrage mâna celeban. În opinia mea a judecat corect această fază Sebastian Colțescu, neacordând lovitură de la 11 metri. Trimite cu capul Galamaz. Intervine acolo Caue. Din nou out. O singură ocazie, să spunem, până în acest minut 23, acel șut imprecis al lui Bochila. Stanciu, pasa este mult prea tare însă pentru el. Gigu Grozav a cerut mingea la picior acum Bochila. O nesincronizare. La parametrul de joc, șuturi pe poartă, Petrolul este pe locul 2 în Liga 1. Sunt într-adevăr fotbaliști redutabili când vine vorba de șuturile din afara careului. Cristea, unul dintre ei, Hoban, spuneam, a și marcat etapa trecută, adevărat, cu ajutorul portarului Miron. Grozav are și el un șut destul de bun. Manase respinge cu capul celeban. Vine acum un șut puternic, dar peste poartă, a lui Ovidiu Hoban. În imagine l-am avut pe Adrian Cristea. Șutul i-a aparținut însă lui Hoban. Înalță balonul, nu reușește să cadreze. Fost ușcător al lui Gazmetan Mediaș. Gazmetan, care a jucat aseară în drega Digisport, a terminat la egalitate de plasare cu Pandurii, 1-1. Gol marcat în prelungire a fost de fapt un autogol al lui Rusu de la Pandurii.
În această seară, pe Digi Sport 1 de la 20:30, Rapid joacă împotriva Oțelului. Să-l vedem pe Bochila. Bochila acționa pe cont propriu între doi adversari. Bochila pătrunde în careu. Vine însă Varela, o apariție oportună a stopărului Vasluian. Milanov, aproape de o recuperare a fost acum Gheorghe Grozav. Iată raidul lui Jeremie Bochila și de posedarea pe care o reușește Varela. Mai bun parcă de la meci la meci acest Varela. Galamaz, Hoban, Manase, minge pe sus la bătaie pentru Bochila, pasă cu pieptul. Foarte interesante aceste confruntări directe dintre Celeban și Bochila. Milanov, fotbalist cu experiență, internațional bulgar. Are 23 de meciuri în naționala Bulgariei, Milanov, 28 de ani. A venit la FC Vaslui în 2010 de la Levski Sofia. A jucat pe toate posturile în defensivă, fundaș dreapta, fundaș stânga, fundaș central. Hakim nu respinge foarte bine, de această dată Varela. Încă 20 de minute până la pauză. Destul de izolat Marius Nicolae în ofensiva Vaslui. Foarte greu ajung baloanele la el. Deviază acum, dar era foarte departe Nicușor Stanciu. Bugema pasează aproape la Hoban. Un pic neatent Ovidiu Hoban. Era cât pe ce se scape acea minge. A rămas totuși posesia petrolului. Hakim la Bugema. Spuneam că de multe ori Bugema și Cristea schimb de locuri. Minge lansată către Gigu Grozav. N-a reușit să direcționeze balonul spre Jeremie Bochila. Milanov a intervenit cu capul. Hoban, Jumise, Stanciu, Tucura, Sun Mărtean. Dispărut din joc de minute bune Lucian Sun Mărtean, care este capabil oricând să decide o partidă cu execuțiile sale, fie cu un șut de senzație, așa cum s-a întâmplat în partida cu Dinamo, fie cu pase sclipitoare. Bugema, Gherme, a respins Celeban. Nicușor Stanciu l-a căutat pe Marius Nicolae. A fost un hands acum al lui Jumise. Da, spuneam că Vasluiul nu reușește să facă posesie. Destul de greu să se întâmple acest lucru. Totuși, atunci când la mijloc evoluează Jumise și Tucura, fotbaliști clar cu profil defensiv, care au rolul de a distruge tot, de a mătura acolo în fața propriei apărări. Am văzut pe fanii Petrolului manifestându-se precum suporterii din Turcia în aceste momente, cu fularele deasupra capului. Aruncare de la margine a lui Sălăgeanu. Iarăși își declanșează pressingul petroliștii și recuperează Sony Mustivar. Cristea pasă cu capul către Bochila. Bochila nu trece însă de Varela, mai puternic jucătorul oaspeților. Un fault în atac al lui Jeremie Bochila. Are calități atletice remarcabile Bochila. Ar reușește să se impună în acest duel fizic Varela. Fernando Varela, un fotbalist de 25 de ani. În Portugalia.
joacă însă pentru Naționala Statului, pentru insulele Capului Verde. Hoban. Ovidiu Hoban a pierdut această minge. Avea doi adversari în față. Era greu să strecoare balonul pe acolo. Stanciu a ajuns din urmă de Gigu Grozav. Pautează petrolistul. Intrăm în ultimul sfert de oră al acestei prime reprize. Stanciu a preluat excelent de lângă Ghierme. Lovitură liberă. Vine acum în centru Lucian Sămărtean. A avut multe asemenea apariții în partida cu Dinamo și de acolo, în poziție centrală, a reușit să marcheze acel gol foarte spectaculos. Milanov poate controla Caue. Bochila din prima, Grozav, Mustivar. Lângă el se află și Hoban, recepționează Ovidiu Hoban, pasează direct în picioarele lui Sârmărtean. Dribling reușit, Lucian Sârmărtean împinge apoi balonul la Caue. Caue, Nicușor Stanciu. Stanciu cu această centrară, lovitură de cap imprecisă a lui Jumise. Mult mai în spate era Marius Nicolae, în interiorul careului petrolist. La asemenea faze pot fi într-adevăr periculoși vasluienii când scot mingea la margine și trimit centrări pentru Nicolae sau pentru mijlocașii care apar din linia a doua, Aue, Jumise sau Tucura. Mustivar, minge în cross pentru Adrian Cristea. Prea pe piept, se ajută de brațul stâng pentru a-și ține adversarul la distanță. Adrian Cristea caută acum interiorul, pasă excelentă, Grozav. Gigu Grozav pune balonul jos, scos în afara careului. A simulat centrarea Achim, Bugema strâns, foarte strâns, l-a luat în marcaj Celeban pe Jeremy Bochila. Foarte important ca Vasulioni să nu-i ofere spații lui Bochila, pentru că știe să profite, știe să atace spațiile libere care se ivesc în apărarea adversă. Jeremy Bochila. Nicolae, Jumise, o pasă care nu prea se recomandă din lateral în centru. Ghierme trimite pe spate, va fi out. Trimite Milanov la Caue. Jumise, Tucura. Iată-l acum și pe Sălăgeanu, lipit de tușa din stânga. Este Lucian Sârmărtean. Sârmărtean la balon, pasă pentru Jumise. Putea șuta de acolo, a încercat să-l servească însă pe Marius Nicolae. N-au reușit petroliștii să stea aproape de Jumise la faza anterioară. Cartonaș galben și pentru Gicu Grozav. Hands. Acesta este motivul pentru care a fost avertizat Grozav. Da, a ciupit mingea cu mâna. Un galben pe care îl primește pentru un gest stupid, aș spune, Grozav. Greu de crezut că niciunul dintre arbitrii nu ar fi sesizat acest hands al lui Grozav. Atunci când combină la firul ierbii, Vasulieni nu prea reușește să ducă mingea în careul lui Bornescu. În general, vin baloane pe sus, centrări. Roman, Bochila și încă o dată respinge Celeban. El este jandarmul lui Bochila în această partidă. Nu prea lasă polonezul pe Bochila să respire Sârmărtean. Lucian Sârmărtean este izolat acolo. A pierdut până la urmă mingea.
Tot el revine și este aproape de o recuperare, disputește, nu? Totuși n-a câștigat balonul, dar insistă Lucian Sârmărtean. Frumoasă acea pasă dată de Hakim Bugema, s-a încurcat puțin în minge, s-a dezechilibrat francezul. Milanov. Continuarea firească, este pasă la Nicușor Stanciu. Acolo trimite bulgarul Stanciu. Minge blocată. Grozav pentru Cristea. Adrian Cristean, deloc rău a încercat Cristea. Pasă pentru Ghierme. Varela, Sălăgeanu, Nicolae. Mingea se întoarce însă în terenul vasului lui Lucian Sârmărtean, cu timpul cu privirea ridicată, căutând o soluție, un coechipier liber. Nicușor Stanciu, Nicolae. Și atât. Este o acțiune ofensivă eșuată a vasluiului. Nu sunt convins că Vasluiul s-ar mulțumi cu un rezultat de egalitate în această seară. Clar, Petrolul caută victoria, încercând să se apropie de podium. Formația lui Cosmin Contra. Nicolae s-a uitat în partea dreaptă, l-avea acolo pe Stanciu, n-a mai apucat să paseze. Protestează Nicolae, a solicitat o lovitură liberă. Sebastian Colțescu nu a intervenit însă. Cristea iarăși minge de angajament pentru Bochila. E rândul lui Bochila să ceară faul, dar cel care este întins pe gazon e adversarul său, Varela. Problema cred că la glezna dreaptă pentru Varela. A fost o mână, într-adevăr, a lui Celeban pe Bochila. Aici e fault. Erau îndreptățite protestele lui Nicolae. A fost ținut de tricou. Iată și gestul său, elocvent. Ar fi trebuit să dea lovitură liberă, într-adevăr, Sebastian Colțescu pentru FC Vaslui. Faza imediat următoare, am văzut mâna lui Celeban pe Bochila, lasă acum mingea să cadă. Manase se descurcă destul de bine, chiar dacă a riscat, a dat dovadă de mult sânge rece. Aplauze acum pentru Manase. Sony Mustivar scoate balonul în stânga pentru Ghierme. Manase, Galamaz. Partidă echilibrată, chiar dacă posesia este în favoarea Petrolului. Destul de bine organizată în apărare FC Vaslui. Ovidiu Hoban. Mingea îi sare în mână lui Gicu Grozav. N-a avut sens, face semn Sebastian Colțescu. Cristea, Bugema, doi dintre cei mai inventivi fotbaliști de pe teren. Hakim, Sebastian Hakim centrează, mingea este respinsă în corner de Sălăgeanu. Urcă fundașii centrali ai lupilor galben, Galamaz și Manase. Se îndreaptă spre careul Vasluiului și Ovidiu Hoban. Evident, acolo este deja prezent Bochila. Stă în 6 metri Gicu Grozav, încercând probabil să-l incomodeze pe Cerniauskas. Luat pe piept de Celeban. Lovitura de la colț executată de Adrian Cristea, cu dreptul la prima bară. Bugema! Dar cât de liber era Bugema! A uitat de-l vasluienii. Norocul oaspeților că Bugema a lovit greșit mingea. Iată cum se desprinde de lângă Sârmărtean. A fost un moment de uluială în defensiva Vasluiului. Totuși nepermis să lași un fotbalist fără marcaj. Grozav, Mustivar, talonat de Milanov. Ar
foarte agresiv bulgarul, obligat să îi trimită propriului portar. Mustivar. Manase ar mai putea avansa câțiva metri. Același procedeu, minge în adâncime pentru Bokila. E un sentiment de deja vu. De multe ori au jucat așa petroliștii. Minge direct pe vârf, direct pe Bokila, de la fundașii centrali. În general, de la Manase, Galamaz nu prea trimis astfel de baloane. Foarte înaltă degajarea lui Cerneauskas. Îl depășește aici Nicolae pe Manase, dar este mai bine plasat Gherme decât Nicușeu Stanciu. A cam pus în dificultate Mustivar pe Gherme cu această pasă, dar acolo era și Manase. Bokila, Cristea, mingea agățată decisiv de Celeban. Varela ale două emoții cu echipierilor, totuși respinge. Iată pasa lui Cristea, agață balonul Celeban, Varela. Cred că nu l-a simțit adversarul său. A întârziat mult respingerea Varela. Tot Cristea la colțul terenului. De această dată sunt doi jucători în 6 metri. Vine la primire Grozav. Cristea își deschide unghiul. Cristea 1 la 1 cu Sălăgeanu. Cristea centrează o minge care trece prin fața porții. Ați auzit și oftatul tribunei. Mai puțin până la pauză. Revedem în această fază a lui Adrian Cristea, care trece de Sălăgeanu. A dezechilibrat Cristea pe fostul jucător al Oțelului. În pauză și la final aveți Fanatic Show cu Horia Ivanovi și invitații săi. Vă spuneam, de la 20:30 pe Digisport 1, Rapid Oțelul. Mâine, de la ora 18, Digisport 1, CFR Cluj, Ceahlăul. Luni, viitorul Concordia, Digisport 1, ora 18. Atacă însă Petrolul, Grozav în poziție centrală, Gicu Grozav n-a dat o pasă de calitate însă pentru Jeremy Bokila. Gherme, el repune de la margine. Ovidiu Hoban cu spatele. Hoban e retrimită lui Gherme. Centrarea brazilianului este defectuoasă. Sălăgeanu trimite puternic direct în aut. A vrut pur și simplu să scape de această minge. Nu cred că l-a căutat pe Marius Nicolae. Tucura. Deci este fault la Nicolae. Continuăm cu programul acestei etape. Tot luni, derbiul dintre Steaua și Astra, Digisport 1, 20:30. Se înfruntă primele două clasate din Liga 1. Varela, Sălăgeanu, dar mingea părăsește suprafața de joc. Vasulul nu a avut nicio ocazie mare în această primă repriză și a creat câteva acțiuni, să spunem, dar care nu au generat pericol. La poarta lui Mircea Bornescu. Apropo de Bornescu, el a debutat în Liga 1 împotriva Vaslui. S-a întâmplat în 2006 într-un meci Craiova FC Vaslui, 0-0. Ovidiu Hoban. Trimite pentru Grozav. Mingea prinde pământul, iar apoi se duce în brațele lui Cerneauskas. Stanciu nu trece de Gherme, foarte bine stă pe picioare brazilianul. E într-adevăr un fundaș stânga excelent, Gherme.
Obțin o tușă petroliștii. Achim, Adrian Cristea. Între linii este Coman. Este la limita offside-ului acum Gicu Grozav, Galamas cu capul spre Mustivar. Manase nu întâmpină niciun adversar. Vine fața sa până la urmă Marius Nicolae Mustivar. Aluneca Celeban. Totuși se ține după Bochila. Gherme Milanov blochează această centrare a brazilianului. Este minutul 45. Vom avea un minut de prelungire pentru această repriză. Una dintre ultimele faze ale primei părți. Lovitură de la colțul terenului, Adrian Cristea. Se formează perechile la marcaj. Centrarea lui Cristea la colțul scurt. De acolo respinge Marius Nicolae. Sony Mustivar. Gherme. Și-a așezat mingea cu talpa. Urmează centrarea în diagonală. Se înalță Hoban. Sălăgeanu este contrat destul de tare de Ovidiu Hoban. Se resimte Sălăgeanu. Apare în acea zonă și Sebastian Colțescu. A fost o talpă, probabil, într-adevăr, a lui Ovidiu Hoban. Întârzie repunerea Cerniauska și irită pe fanii Petrolului. 10 secunde până la expirarea minutului suplimentar. Achim a anticipat însă Varela. Tot Varela înaintează, dar fluieră Sebastian Colțescu. Supărat Varela pentru că arbitrul de centru nu l-a lăsat să ducă faza până la capăt. Așadar 0-0 după 46 de minute între Petrolul și FC Vaslui. Rămâneți pe Digi Sport 1, urmează Fanatic Show cu Horia Ivanov și invitații săi.